Sute de elevi au mărșăluit în Piața Mare pentru a atrage atenția tinerilor privind efectele devastatoare pe care drogurile le au asupra celor care le consumă. Sub sloganul "În fața drogurilor toți suntem la fel", tinerii au purtat măști pe față pentru a atrage și mai mult atenția trecătorilor. Peste 800 de elevi din școlile sibiene și-au anunțat prezența la acest marș. Din cauza ploii însă, numărul lor a fost mai mic. Oricum, mesajul lor a ajuns în atenția publicului. Să împiedicăm oamenii să mai folosească drogurile, botanicele. E doar o falsă plăcere. Vrem să spunem oamenilor că drogurile nu sunt bune și că acestea doar li se par prima dată, dar pe parcurs dăunează grav sănătății. Și vrem să spunem stop drog. Eu cred că este un lucru foarte important pentru noi și vrem să transmitem asta oamenilor. Acest eveniment a fost organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă împotriva drogurilor. Acțiunea a fost organizată de către Biroul Antidrog în colaborare cu Inspectoratul Școlar Sibiu. Fiecare județ și în județul Sibiu se va desfășura un marș antidrog unde vor participa elevi pentru a conștientiza populația județului Sibiu asupra riscurilor și consecințelor care le are consumul de droguri asupra populației tinere. Zeci de părinți se adresează în fiecare lună compartimentului de consiliere antidrog pentru a cere sfaturi asupra modalităților prin care copiii lor pot să renunțe la etnobotanice. Din ce în ce mai mulți părinți au căpătat curaj și se adresează centrului nostru pentru consiliere, pentru îndrumare și pentru informare. Marșul din Piața Mare completează șirul acțiunilor antidrog care au avut loc în Sibiu. O acțiune similară a fost organizată și la Mediaș. Aici elevii au organizat un flash mob. Un flash mob care a fost realizat strict de voluntari prin puterile și resursele lor proprii. Mulțumesc și eu pe această cale instituțiilor de învățământ, partenerilor noștri în cadrul evenimentului și de ce nu să repetăm și pe viitor.